Ați fost convocați pentru ședința ordinară de astăzi prin dispoziția primarului numărul 282 din 15 septembrie. Din 15 decembrie. Nu-i nicio problemă dacă mergem. Da, mai întinerim. Întinerim cu două luni. Întinerim cu două luni, da. Sunt prezenți 13 consilieri locali din cei 15 în funcție. O rog pe doamna președintă să preia conducerea. Bună ziua și bine ați venit la ședința de Consiliu Local al orașului Slănic Moldova. Proiectul ordinii de zi cuprinde 6 puncte și avem și 2 suplimentări. Dacă îmi permiteți, înainte de proiectul ordinii de zi, am uitat să supun la vot procesul verbal al ședinței anterioare. Dacă sunt discuții asupra procesului verbal, dacă nu, cine este pentru? Unanimitate, mulțumesc. Îmi cer scuze. Nicio problemă. Am să supun la vot și punctele de pe proiectul ordinii de zi. Dacă nu, cine este pentru? Abțineri, împotrivă? Voi supune la vot și cele 2 puncte de pe lista de suplimentări. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă? Primul punct al proiectului ordini de zi, depunerea jurământului de către doamna consilier local, Păcurariu Maria. Te rugăm, Maria. Da. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Slănic Moldova. Așa să ne ajute Dumnezeu. Sperăm să fie așa cum ați jurat acolo. Pentru binele locuitorilor. Sperăm să fie așa cum ați jurat. Mulțumesc și succes. Mulțumesc. Cel de-al doilea punct al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind completarea Comisiei pentru Programe de Dezvoltare Economico-Socială, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Orașului, din cadrul Consiliului Local al Orașului Slănic Moldova, județul Bacău. Inițiator, economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Aici. Dacă mă permiteți să vă spun și eu bună ziua și bine ați venit. Am discutat în comisie, dar vreau să vă mulțumesc pentru că vă implicați. Să-i spun bun venit domnișoarei Păcuraru, o tânără din comunitatea noastră care astăzi accede în Consiliul Local. Să vă doresc succes. Seamă Păcuraru sau Păcurariu? Păcurariu. Păi da, dar dacă facem greșeli de nume, nu mai e valabil. Noi că nu i-am modificat identitatea. Dar domnul a zis Păcuraru, doamna și să vedem despre ce e vorba. Păcuraru sau Păcuraru? Nu, dar nu e corect. Așa și pe mine mă pocește toată lumea. Știți că chiar eu am greșit și mi-ați atras. Da, da, aici este scris corect. Pe jurământ e scris corect. Da. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Să vedem unde e greșeala. Înțeles. A greșit domnul. Continuați, vă rog. Da, mulțumesc frumos, doar atât, mulțumesc. Nu vreau să dau curs. Supun la vot punctul al doilea al ordinii de zi. Cine este pentru? Abținere, împotrivă? Unanimitate, mulțumesc. Punctul numărul 3, proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale cu aplicare de la 1 ianuarie 2024. Dacă sunt discuții aici? Eu vreau doar să îi asigur pe cetățenii noștri că am făcut maximul cât am putut ca să nu creștem aceste taxe și impozite, în sensul în care, în afară de salubritate, unde nu avem încotro, pentru că licența de salubritate se obține cu niște avize și cu niște analize de cost și pentru că noi nu putem să susținem aceste costuri, celelalte impozite sunt aproape ca cele de anul trecut, respectiv pentru terenuri rămâne la fel, pentru curs construcții crește doar cu rata inflației și impozitul pe clădiri o să crească mai puțin de 9%, respectiv am ținut cont
rata inflației fiind de 13,8%. În sensul acesta am încercat să fim cât înțelegători și să înțelegem și pe cetățenii noștri, pentru că este o situație grea și pentru dumnealor, dar și pentru primărie, pentru că și primăria funcționează tot pe bază de venituri și cheltuieli și dacă nu avem venituri, nu putem să dezvoltăm localitatea. Doar atât am răspuns. Eu o să spun câteva cuvinte. Eu cred că anul viitor va fi foarte greu pentru cetățeni să-și plătească taxele și impozitele. Am spus-o și anul trecut, așa s-a întâmplat, va fi din ce în ce mai greu. Că se vede și la nivel național ce se întâmplă, cu ce situație ne aflăm și eu cred că nu. Acolo se va ajunge. Va crește numărul de stațiilor. Mulțumim. Altcineva? Da. Aș fi putut totuși la punctul cu taxa de stațiune, dacă s-ar permite un amendament. La propunerea de 8 lei, aș fi dorit să facem un amendament să scadem, nu la suma de 5 lei cum a fost anul ăsta, dar măcar un 6 lei sau 7 lei să punem un amendament să fie taxa de stațiune de 6 lei. Dacă se permite dacă și credeți dumneavoastră, din experiența mea ca și lucrător turist, este destul de greu să obținem acești bani de la turiști. Deci, doamna consilier, conform regulamentului, această taxă poate fi inclusă în costul camerei, respectiv, dacă ar fi să ne uităm și la creșterea costurilor de funcționare a stațiunii pe ultimii 3 ani, așa cum am discutat și în comisie, și anul acesta și anul trecut, anul acesta față de anul trecut, taxa nu a crescut deloc. Poate că dacă o creșteam anul acesta la 6 lei și la anul la 7 lei și la anul următor la 8 lei, poate că era o variantă. Faptul că din acești bani noi reușim să întreținem stațiunea și izvoarele, care 50% din taxă se duc pe izvoare, considerăm că întreprinzătorii, agenții economici pot să includă această taxă în prețul camerei și să fie mai ușor de încasat. Fără acești bani, noi nu putem să facem așa cum vă doriți și dumneavoastră, cum am discutat, dacă este într-un hotel de 4 stele, turistul afară trebuie să găsească curățenie, trebuie să găsească flori, trebuie să găsească evenimente, da? Și trebuie să precizez că noi nu avem voie să luăm din acești bani să-i ducem pe Valea Stănicului, pentru că sunt asemenea comentarii că de ce vine fanfara și nu facem niște de investiții pe Valea Stănicului. Nu putem. Banii aceștia sunt exclusiv în beneficiul turiștilor și atâta timp cât salariul minim a crescut anul acesta doar 45%, cât curentul electric și gazul și toate celelalte componente de întreținere au crescut, carburantul și toate celelalte au crescut în 2 ani de zile foarte mult, considerăm că 8 lei este o sumă care corelează cumva nevoia noastră cu situația și cu taxa, dar și numărul de evenimente. Anul acesta avem încă aproape 20 de evenimente, mai mult decât anul trecut, pentru că ele sunt apreciate și vrem să venim în întâmpinarea atractivității turistice și cu acest eveniment. Numai cine nu vrea nu recunoaște că anul acesta am fost foarte vizibil și pe mass media și am avut evenimente locale foarte apreciate. Respectiv, asta este propunerea noastră. Despre amendament o să vă spună doamna secretar general dacă se poate sau nu. Trebuie supus la vot amendamentul formulat de doamna Puțean. Dacă trece? Da, pentru că eu personal cred că nu se încurajează turismul prin măsura care s-a propus. Nu se poate încuraja turismul. Se poate face și sunt turiști care vin și... Se poate face, se face. Teoretic ar trebui să fie făcut scris înainte și înaintat înainte de ședință, dar dacă doamna l-a formulat în ședință... Este legal și verbal, adică s-au mai făcut, deci nu suntem la primul amendament verbal. Supun la vot amendamentul, ne spuneți la ce valoare. Supun la vot amendamentul doamnei Guțan. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Acum 5 voturi pentru. Păi n-avem nici împotrivă. N-avem voturi împotrivă. Păi dacă s-a obținut... S-a abținere atunci. Dacă nu nici abținere... Nici împotrivă. Ai încă o dată, doamna, să fie mai supun. Supun la vot încă o dată. Cine este pentru? Abțineri?
Împotrivă. Mai supunem. Prin urmare? Nu se poate. N-a trecut amendamentul, aprobăm la așa cum este. N-a trecut amendamentul. Îl aprobăm în formă în care este. Până și... De s-a supus la vot. Au fost doar 5 voturi pentru. Da. N-a mai votat nimeni, nici abținerii, nici... A doua oară au votat. A doua oară, da. Dar de câte ori supunem, doamna sută? Dar indiferent dacă nu se vota, domnul consilier, indiferent, n-au fost decât 5 voturi pentru, nu o trecea amendamentul. Indiferent ce, cum ar fi votat restul. Dacă n-au fost pentru, n-au fost pentru. Nu se poate. Supunem la vot proiectul de ordine. Proiectul de hotărâre, îmi cer scuze. În forma inițială, da. În forma inițială, da. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Deci 8 voturi pentru și 5 împotrivă. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării aparatului de specialitate al primarului orașului Slănic Moldova și aprobarea organigramei și statului de funcții. Inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Dacă îmi permiteți, doamna președintă, să fac și aici o precizare. Legea ne obligă să reducem cu 10% numărul de posturi. Oricum, noi funcționam din 62 de posturi aprobate, funcționam cu 31 sau 32 de posturi. Nu reducem cu 5 posturi, dar nu își pierde niciun angajat locul de muncă, respectiv facem o reorganizare pentru a fi mai eficient și mai pregătiți pentru a face față la proiecte și vârful de activitate pe care îl avem în anul ce urmează. Dacă există discuție aici, dacă nu supun la vot, cine este pentru? Abține. Domnul Moraru, nu e în conflict de interes? Are voie să voteze? Doamna secretară? Nu este un drept care este exclusiv pentru, așa nici doamna Puțan nu poate să voteze. Deci nu este un drept explicit pentru doamna... Nu este un drept special. Mai ales că soția dumnealui nu este cu funcție de conducere în primărie, adică vorbim despre... Nu este afectată. Abțineri împotrivă? Da, am votat abținere. Da, împotrivă. Deci... Deci o pentru și 5 abțineri. Punctul numărul 5, da, proiect așa, de hotărâre privind... Așa s-a văzut. S-a votat pentru? Da. Poftim? Așa, dar... A votat pentru. Am înțeles, a fost discuția. Da, haideți. Putem merge mai departe? Oricum puteți să mă proiect de hotărâre privind atestarea în domeniul privat al orașului Slănic Moldova unor bunuri imobile. Ne spuneți... Da, pentru cei care urmăresc materialul filmat, atestăm drumul de pe strada Păcii până la Casa Roșie și două drumuri care duc de pe strada Sărăriei spre Chetraru și Mezinca. Dacă există discuție aici... Dacă nu supun la vot, cine este pentru? Unanimitate, mulțumesc. Abținere împotrivă. Punctul numărul... Facem suplimentările sau... Numărul 6. Da, facem. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință în cadrul Consiliului Local al orașului Slănic Moldova, pentru o perioadă de cel mult 3 luni calendaristice, începând cu luna ianuarie 2024. Inițiator, economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Așteptăm propuneri. Domnul Meșter Casergiu îl propune pe domnul Ciobanu. Îl propuneți dumneavoastră, domnul Ciobanu. Mai sunt alte propuneri? Dacă nu mai sunt alte propuneri, supun la vot alegerea domnului Ciobanu. Cine este pentru? Abține? Da? Împotrivă?
trecem la lista de suplimentări. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al orașului Slănic Moldova. Dacă sunt discuții aici. Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului manifestărilor culturale-artistice ce se vor organiza în anul 2024. Dacă există discuții aici. Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă. Domnule Noe? Am votat pentru. Chiar nu ați judecat. Bă, da, votat pentru. Avem doar 950.000 și suma 1.577.000. Nu avem siguranța că nu vom lua bani din UAT și nu cred că asta e cel mai bun lucru ce se poate face. Având în vedere că sunt multe alte probleme care trebuie rezolvate în stațiunea asta. Doamna consilier, nu induceți în eroare, pentru că 950.000 sunt bani încasați pentru anul acesta pe care i-am cheltuit anul acesta. Anul viitor. Strânge la fel. Deci dumneavoastră ați spus că ați propus 1.577.000, da? Nu aveți siguranță că vom strânge aceștia. De aceea, diferențele continuă. Doamna, v-ați pronunțat, nu-și mai are sens acum comentariul, doar pentru ca să umpleți televizorul. Eu vă doresc sărbători fericite și un an bun cu bucurie.